Frații mei, să nu fiți mulți învățători că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, ne cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vântul iuț, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmașului. Tot așa și limba este un mic mădular și se părește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de trătoare, de viețuitoare, de mare, se îmbrânzesc și au fost îmbrânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu o poate îmbrânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură e și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași mână a izvorului țâlnește și apa dulce și apa amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă răudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Deci acolo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părținire nepățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.